Scene incredibile filmate pe un drum de munte din țară. Mai multe săni pline cu copii sunt trase de un microbus fără ca nimeni să se gândească la vreun pericol. Doamne, dacă țâs! Ăștia nu sănătoși la cap! Băi, nu-i bine, nu-i bine, nu mai faceți așa! Nu se știe unde au fost surprinse imaginile halucinante, însă pe filmuleț se vede că microbuzul este înmatriculat în Hunedoara. Și chiar dacă șoferul conducea cu viteză destul de mică, pericolul este extrem de mare. Ar fi fost de ajuns o manevră greșită pentru ca sănile să ajungă sub mașină sau să fie aruncate în copacii de pe marginea drumului. De altfel, doar în urmă cu câteva zile, o astfel de distracție s-a transformat într-o tragedie. La Negreștoaș, în județul Satu Mare, a avut loc un grav accident după ce multe persoane care se aflau pe un colac de tubing și erau tractate de o mașină s-au lovit de un copac. Un bărbat de 35 de ani a murit la locul accidentului, iar o tânără de 21 de ani ulterior la spital. O altă distracție asemănătoare care s-ar fi putut transforma într-o tragedie a avut loc săptămâna trecută în Bistrița Năsăud. Mai mulți tineri s-au filmat pe sănii în timp ce erau trași de o mașină cu peste 140 de km pe oră.